number 5. Copii pe care i-am văzut. Pe uite ce primire frumoasă ai. Bine, în echipă. Andrei, bine... Nasrine știe pe picii mei. Ne știm deja, au crescut sub ochii noștri, să știi, Andrei. Eu i-am mai văzut la televizor, dar așa, de aproape nu am văzut. Așa, nu e așa ce la televizor. Uite, m-am îmbrăcat în alb negru. Asta vreau să zic și eu. Am vorbit de camarada tău emisiunea, tu ești îmbrăcat în alb negru. Ce se întâmplă în emisiunea asta? Păi așa de welcome pentru tine. Da, stai mai scala că e. Auzi, da, e așa că la televizor par mai mari. Uite cât de mici, mici, mici. De-aia trebuie să reși și spunem piciilu Soreasca. Uite, trebuie să-i cunoști neapărat. Sunt așa pregată, oare cine e cel mai mic, cine, 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 cine? Hai să prezentăm pe toți. Hai să prezentăm. Andrei, tu de la stânga, eu de la dreapta, da? Uite, o luăm de aici. Hai. Sau de acolo, așa. Și dă microfonul unul de la altul ca să-i cunoști și tu, Andrei. Eu mă numesc Alexia Miu și am 9 ani. Așa, mai departe. Bravo, mulțumesc. Bună. Stai că vrei să vreau să întrebi ceva. Cum a fost în Asia Express și dacă am mâncat gândaci? În Asia Express a fost minunat. Am mâncat niște... Tu mănânci gândaci? Ei, eu am mâncat. E, cum ți se pare ție că a fost în Asia? Rău? Da. Rău. A fost rău, am mâncat gândăcei. Nu mari. Așa. Nu era un mare rău. Adică... La micul dejun. Da. Mai vrei să mă întrebi ceva? Nu. Mai bine nu. Mai bine nu. Mai departe. Bună, Andrei. Eu sunt Matei Bălan și am 8 ani. Salut, Matei. Neața. Te pup. Așa, ca întrebări. Înainte. Așa. Mai departe. Bună, Andrei, eu sunt Lorelai Soare și am 6 ani. 6 ani. Bună, te pup. Soarele odată.
odată, cu primăvara asta, odată. Bună, Andrei, eu sunt Luca din 6 ani. La mulți ani, mulțumesc. Și schimba, are o freză nouă, Luca, astăzi, da? Pentru voi, special. Cum a avut-o până acum? Era cea țep, modelul țep, modelul creasta, acum e... Bravo, ai și sapăuași, uite, și respect și desfăduri. Așa, mai departe, ia să vedem. Bună, Andrei, sunt Alexia Vâlcu și am 6 ani. Bună, Alexia. Bună, Andrei, eu sunt Teo Ciupitu și vreau să te întreb dacă ai mâncat sarpe. Dacă ai mâncat sarpe? Sarpe n-am mâncat. Sarpe? M-a ferit Dumnezeu de șarpe, ăla m-a... Dar să știi că în viitor mi-am plănuit să mănânc și șarpe, să știi. Tu vrei să mănânci șarpe? Mănâncă tu vrei? Primul, mai fetelor, nu. Uitați-vă la mine când o să fiți mari, 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 să știți un lucru. Noi, stai puțin. Fiți atente, fetelor, când o să fiți mari, domnișoare, mari și frumoase, cochete, noi serpii nu-i mâncăm, îi purtăm cu genți. Foarte frumos. Bun. Așa. Antonia, hai zic că începuse bine. Sunt Antonia Miu și am 6 ani și te întreb cum a fost la Asia Express. Ai mâncat gândaci? Am mâncat gândaci și a fost foarte greu, să știi. Și tot ce vezi acolo la televizor e foarte adevărat. Șarpe. Șarpe, gândaci. Și muște. Tot ce e mai rău. Și muște, muște. Muște nu. Da. Știu pe cineva care mănâncă muște. Cine? Camara. Îl știi pe Camara? Nu. Nu, nici eu. Cu părul mare. Mai zic, bată de zahăr. Bată de zahăr, da. Te-am văzut că ai crest. N-am creastă, nu, eu nu mai am. Pe mine m-a părăsit și creastă, m-a părăsit. Nu, te-au văzut mai devreme cu peruca și ne tot întrebam cu peruca. A, perucă blondă, da. Cum i-a crescut părul? Pasiunea din copilărie. Pasiunea mea din copilărie a fost să port perucă. Andrei, hai să prezentăm mai departe copiii. Știi că te așteaptă și pe tine vârsta asta în curând. Deocamdată ești la scutece. Așa, hai să suntem pe cea mică. Anabel. Andrei și mamă. Bună, Andrei. Bună, Andrei, eu sunt Maria Anabel Muntean și am 4 ani și 4 luni. Mult înainte, să treci mare și frumoasă. 4 și cu 4. 4 ani și 4 luni. Hai, Nicol. Eu sunt Nicol și am 4 ani. Mult înainte. Și dai un pupic la Andrei, dai un pupic. Așa. Mulțumesc! A, ce drăguț ai fost! Ia mă, tu cine ești? Cristiano Ronaldo, cine ești? Tu fă-i în ciudă, fă-i în ciudă că el n-are păr și nu o să poată să-și facă freza asta niciodată. Să nu faci asta, că fac suc. Să nu faci asta, că îmi pun peruca. Zi, cum te cheamă? Pe mine mă cheamă Denis. Și am făcut 6 ani pe timpate de ziua mărtișor. Mulți înainte! Hai să mergem mai departe, bună dimineața. Tu cum te numești? Pe mine mă cheamă Emeti Gula și am 6 ani. Și ești foarte frumușică. Bună dimineața! Pe mine mă cheamă Mara. Da. Și am 6 ani și... Și câteva lunișoare. Așa, mai departe, Nața. Eu sunt Irina Dumitriu și am 5 ani. Așa, mulți Nața. Înainte. Eu sunt Beatriz Capitanu și am 6 ani. Și Andreea Bereclanu, a noastră. Zisă și Andreea Bereclanu, Nața. Că urmează ceva cu Andreea Bereclanu. Eu sunt Ștefan Marie și am 7 ani. Păi nu te și noi, mă, Ștefan, Nața. Eu sunt Ioana Bucur și am 7 ani. Nața, Ioana. Eu sunt Mara Moraru și am 7 ani. Și bună dimineața. Eu sunt Renata Bolan și am 9 ani, doar că nu mai Alessia și colegele mele s-au uitat la Asia Express, doar și eu și oul acela de rață, cât de gustos a fost? Oh, mai bine nu întreba! Deci știu ca tot! Ca să-ți revin, vreau să spun așa, imaginează-ți că iei un pui mic, da? Care s-a stricat. Ai prins un pui de la mic care se strică, da? Și când îl mănânci tu simți ciocul cu ghearele pe mine. Nu mănânci asta niciodată, cum zici că a fost? Foarte rău, fiindcă ți-am văzut fața. Să știi că o țară întreagă. O țară deci întreagă. Deci arăta foarte rău că ți-am văzut fața. Deci e reprezentativă. Dragilor, da. Sunteți superb. Alina, trebuie să vorbim și cu tine. Spune ce mi-ai făcut când ne-am mai văzut. Ce să facem? Lucrez cu copii. Mai am o grupă de copii, de vacanțe, copii începători ceva, vacanța, care Alina. Se uită acum la noi și care urmează și să apară aici la voi când o să mai dar la voi nu a fost cod roșu, portocaliu, de zăpadă, de nisori? A fost copii, au fost fericiți. Unii dintre ei n-au fost la școală, n-au fost la grădiniță. Dar cu copiii tăi cum te faci? Bă, copii, cum mai reușești? Cum mai reușești să faci față? Se poate, cum? Sunt alături de fetițele mele cât pot de mult. Evident că mă împart și între întrebările profesionale. Am fost în vacanța copiilor, că eu sunt legată de vacanța copiilor de la școală. Am fost cu cea mare la schi, să o învățăm și pe ea. Ce frumos! Schi un pic. Nu s-a lăsat cu niciun incident acolo, nu? Nu. Dar am zis să o capete curaj. Trebuie să mă ieși la schi neapărat. Mari.
măcar ei să învețe de mici, să n-aibă teamă. Nici Alina se ține... Ba da, dar târziu am... Alina se ține continuare de treabă. Hai să mai spunem încă o dată celor de acasă unde pot veni cu copila și să-și înscrie ne pot urmări pe Facebook. Am și făcut un live pe Facebook înainte să intrăm și un live pe Instagram. Mai nou ne-a prins și februarie Instagramului. Ne pot scrie acolo, își pot aduce... părinții copiii la noi, ne pot trimite mail la alinasorescu.ro, @gmail.com și acolo o să le trimitem informații despre ce facem, despre activitatea noastră. Pentru noi sperăm să nu fie prea târziu, sperăm să ne putem înscrie și noi. Noi lăsăm pe Alina să plece. Și pe Andrei cu noi la veni și noi promitem o dată, nu te lăsăm să pleci până ne cânti și tu o piesă, da? Și noi și eu cu copiii, așa dacă tot e frig afară, am zis că merge o piesă care se cheamă Miere în ceai. Da, ca să ne încălzim și noi. Bine, avem și noi un ceiuț, Alina Sorescu și Pici. Și Pici în jurul meu. În vacoane grăbite ești mereu călător, doar o clipă mai stai. Anunțăm cu toții publicitate. Ne uităm așa la camera acolo. 3, 2, 1.